cei care și-au dorit să vadă guvernul nostru căzut și ne vor doborâți, vor regreta, pentru că vor fi curând taxați la vot de români, pentru că își vor arăta măsura incompetenței și a nepriceperii mai repede decât își imaginează. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la subiectul zilei. Partidele politice și nu numai se află în plină campanie electorală în vederea alegerilor prezidențiale de luna viitoare. Îmi cer scuze. Vom încerca să luăm pulsul acestei campanii, să vedem cum se implică partidele aici în teritoriu în vederea susținerii candidaților la alegerile prezidențiale. Astăzi îl avem invitat în studio pe domnul Lucian Romașcanu, senator al Partidului Social Democrat, fost ministru al culturii și, înțeleg, comunicator al organizației PSD Buzău pentru această campanie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, bucuros să fiu iar la dumneavoastră. Am asistat la sfârșitul săptămânii trecute la o conferință de presă a Partidului Social Democrat, o conferință de presă organizată după ceva vreme, a fost o perioadă destul de lungă, considerăm noi, în care PSD Buzău nu a mai organizat conferințe de presă, însă vineri, așa cum spuneam, a fost o întâlnire a liderilor PSD, au fost prezenți acolo cei din conducerea primăriei, primarul, viceprimarul, consilieri județeni, consilieri locali, conducerea Consiliului Județean și parlamentari. Așadar, o mobilizare a liderilor PSD pentru această conferință de presă, semn că ați avut multe de comunicat. Multe de comunicat sunt întotdeauna. Acum ne ajută foarte mult în comunicare și avalanșa asta de mijloace, în special cele din zona social media. E practic în priză directă orice se întâmplă pe agenda politică, se află în aproape instantaneu. Noi, într-adevăr, am avut o perioadă mai lungă în care n-am făcut conferințe de presă, tocmai că am fost angrenați în tot felul de evenimente care într-un fel sau altul se comunicau de la sine, dar ne-am gândit totuși și analizând, de fapt, ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, ne-am dat seama că dacă avem ceva de acuzat, de arătat cu degetul în ceea ce am făcut noi în ultima perioadă, este exact comunicarea deficitară a realizărilor economice până la urmă și sociale. Și atunci un pas pe direcția îmbunătățirii acestui lucru a fost chiar reluarea contactului direct cu cititorii, cu buzoienii pe intermediul presei locale. Despre comunicarea asta defectuoasă la care ați făcut dumneavoastră referire și s-a vorbit în acea întâlnire cu presa, cât a avut partidul de tras în urma acestei comunicări, să zicem, defectuoasă, politică greșită de comunicare pe care încercăm să o corectăm. E foarte complicat să combați toate mesajele care, în special în mediul online, au sufocat aproape guvernarea PSD, într-un fel destul de creativ, pentru că mediul online este un mediu care îndeamnă la creativitate. Noi am venit întotdeauna cu cifre, cu fapte seci, importante, dar dezbrăcate de emoții. Pe când în partea cealaltă am avut o comunicare bazată aproape integral pe emoție, pe negarea violentă a oricăror beneficii pe care le-a adus Partidul Social Democrat societății în ultimii 3 ani de guvernare, lucru care ne-a făcut să avem acel val uriaș de ură din timpul alegerilor europarlamentare, lucru pe care l-am luat în plin,
ne-a ajutat într-un fel, pentru că acel duș rece ne-a trezit la un moment important, înainte de campanii importante, cum e cea de prezidențiale și celelalte două campanii care vor veni la anul. Am văzut acest lucru, l-am înțeles, trebuie să fim mult mai aproape de oameni, trebuie să încercăm să punem și noi emoții în comunicare. Pe de o parte, suntem destul de convinși că ceea ce am făcut se vede direct în viața de zi cu zi a omului, pentru că toate măsurile pe care PSD le-a luat au dus la creșterea calității vieții cetățenilor țării noastre. Dar dacă spui sec, domnule, uite, au crescut cu aproape 1 miliard de euro depozitele cetățenilor români în ultimele 10 luni. Asta este un indicator extraordinar de important privind bunăstarea românilor. Dar îl trimiți și auzi din partea aceasta, lasă-ne, băi, nene, ce cu ciuma ta roșie și cu tot, n-ați făcut nimic, asta e o guvernare eșuată. Și atunci când ai doar cifre contra emoție, nu funcționează. Și încercăm și noi să fim mai aproape de oameni, de sufletul lor, dincolo de ceea ce am realizat efectiv, concret. Strategia asta de comunicare, strategie nouă pe care o aplicați acum, se răsfrânge și asupra campaniei electorale sau, mă rog, la nivel guvernamental, la nivelul partidului? Și aș vrea să-mi spuneți, pentru că ați amintit că mergeți foarte mult pe social media, că vă axați pe aceste canale online de informare. Contactul direct cu omul, cu alegătorul, este lăsat în plan secund în această campanie? Nu, nici vorbă, nu. Singura noastră, noi avem și în toate zonele țării, avem echipele pe teren. Există contacte, există mersul din ușă în ușă, există mersul în timpul evenimentelor comunităților locale, prezența activiștilor și simpatizaților noștri acolo. Deci nu s-a neglijat în nicio secundă contactul direct cu alegătorii și noi suntem într-o zonă în care lucrurile chiar se văd bine. Și ceea ce a făcut partidul în ultima perioadă, și am menționat și în conferința de presă, toate aceste investiții cu bugete nemai întâlnite la nivelul județului Buzău se simt la oameni. Și avem un dialog corect, avem un dialog constructiv chiar și cu cei care nu sunt simpatizanții noștri și cu mulți din ei ne despărțim cu speranțe reciproce. Adică noi o să facem ce spun dânsi și dânsi și o să fie mai atenți la oferta electorală și e posibil să-i câștigăm ca și alegători. Dar din păcate, nici nu știu cum să zic, campania electorală este parazitată extrem de puternic de criza guvernamentală și de ceea ce se întâmplă acum post moțiunea de cenzură. Și atunci trebuie să comunicăm pe două căi, odată pe partea de susținere a candidatului la alegerile prezidențiale, dar în același timp trebuie să ne și apărăm guvernarea și nu putem să nu sancționăm ce se întâmplă absolut grotesc în acest moment. Este exact ceea ce spuneam. Domnilor, vreți să dați guvernul jos? Spuneți-ne și nouă, înainte. Spuneau chiar și parteneri dintre cei care au votat moțiunea. Spuneți-ne înainte ce vreți să puneți în loc. Dați-ne un guvern, dați-ne un program de guvernare ca să știm că de a doua zi se întâmplă ceva în țara asta pozitiv. Din păcate, toate semnalele astea de alarmă au fost, cum să spun eu, aprobate de realitate și ne-am trezit după căderea guvernului Dăncilă cu un permanent negoț între actorii implicați, care se va lăsa până la urmă cu o listă de miniștri și cu un program de guvernare depus la Parlament, dar toată, cum să spun eu, vâltoarea asta din acest moment este, cum nu se poate mai proastă pentru țară, pentru că vine iarna, vine perioada în care se face bugetul și dumnealor nu fac decât să-și condiționeze susținerea pe niște condiții, dacă nu tembele, măcar antagonice. Situația asta la care vă referiți, moțiunea de cenzură, situația prin premierului Viorica Dăncilă, care are în acest moment statut de premier demis, da? Uh-huh. Influențează în mod negativ candidatura la Cotroceni a doamnei Dăncilă? A fost imediat atunci și din ce am dedus, era firesc să piardă puțină viteză doamna Dăncilă, dar imediat după aceea este pe un trend puternic ascendent. De fapt, este singurul candidat care crește
În acest moment, sigur, nu se pune problema să nu acceadă în turul 2. Ce se întâmplă interesant este că este pentru prima oară când candidatul PSD intră cu șansa a doua în cursă. Până acum tot timpul candidatul PSD-ului intra cu 40% pe acolo și lua bătaie la sfârșit. Poate inversăm exemplele astea istorice și vom intra ai doilea în turul 2 și vom câștiga alegerile. E evident că uitându-te la ceea ce se întâmplă acum, poți să proiectezi așa cam ce va însemna opoziția PSD-ului la guvernare și inevitabil ceea ce ne ajută pe noi cel mai mult, și anume comparația, sprijină și direct și indirect și candidatul la președinție. Deci tot ce nu reușesc să facă acești oameni în această perioadă reprezintă un sprijin important pentru Viorica Dăncilă. Mai are timp doamna Dăncilă de întâlniri cu alegătorii? Mai are timp să facă turnee prin țară? Păi are. Așteptăm timp. O vizită la Buzău? Da, o să vină și la Buzău. A trebuit să amânăm vizita programată pentru perioada asta. Înțeleg, acum este în nordul țării, este în Bucovina, Moldova, a fost peste tot și este peste tot. Sigur că nu e un efort ușor să fii și la guvernare, să faci acest turneu de campanie extrem de solicitant, dar asta e campania, e normal să facă aceste lucruri, noi o susținem cât putem. Din punctul meu de vedere, faptul că avem șansa să avem un președinte femeie care să-și înțeleagă fișa postului ar fi o binecuvântare pentru țara asta. Eu nu pot să uit și nici nu sunt lăsat să uit de social media și de alte titluri din presă. Cum domnul Iohannis la începutul mandatului său spunea: domnule, eu niciodată nu o să cer guvernul la televizor. Eu o să am o colaborare instituțională. 4 ani de zile n-a avut niciun fel de colaborare cu nimeni, după care s-a trezit brusc că trebuie să câștige al doilea mandat și a devenit foarte activ în ultimile 8 luni pe o permanentă obstrucționare a guvernării PSD. Pe bune sau pe rele, adică sigur, a fost momente când poate a avut dreptate, dar de cele mai multe ori nu. Și în loc să construim și să dăm un mesaj către alegători: da, domnule, noi încercăm instituțional să facem treaba să meargă, voi alegeți drumul care credeți că e mai bun, pe stânga, pe dreapta. Nu, la noi a fost o exacerbare a, cum să spun eu, a feeling-ului, a emoției poporului, ceea ce a dus la o separare în două țări, lucru început de Băsescu și dus cu profesionalism la capăt de domnul Iohannis. Și acum ne trezim că, în loc să fie acel președinte pe care lumea l-a votat acum 5 ani de zile, de fapt a fost mai jucător decât Băsescu. Da. Haideți să vedem puțin, nu știu dacă ați urmărit ultimele sondaje de opinie realizate de specialiști. Dau pentru turul 2 o competiție între Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis, o diferență destul de mare. Președintele Iohannis este cotat undeva la 40%, doamna Dăncilă 21-22%. Credeți în ipoteza asta, un tur 2, Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă? Păi tocmai ce v-am zis, că da. Adică nici nu mai există altă variantă. Alți candidați. Cine? Care emit pretenții, nu știu. Păi ei emit, dar nu transmit. Adică a încercat domnul Barna o chestie venit de nicăieri. E natural să încerce să încalece valul ăsta de simpatie pe care USR-ul a avut în alegerile europarlamentare, dar USR-ul nu este un partid cu electorat propriu. Ei au coagulat la un moment dat niște nemulțumiri vis-a-vis de PSD și vis-a-vis de leadership-ul PSD-ului și au crescut foarte frumos ca în povești, cum a crescut și pe PDD-ul pe vremuri, și tot la fel de în jos se vor duce și ei, pentru că istoria se repetă pentru cine nu e atent. Ei, neavând un bazin propriu de votanți, au fost un partid și sunt un partid oportunist și încearcă cu Dan Barna în acest moment să mai coaguleze niște, numai că nu mai au ce coagula. Da, ați adus în discuție candidatul clasat imediat după, după cei doi. Însă și de data aceasta avem foarte mulți candidați. Credeți că vor rupe candidații independenți, candidații care vin din partea unor formațiuni politice
mici vor rupe din voturile favoriților? Păi e natural că se întâmplă așa, pentru că de-aia sunt câți ori fi 19 acum. Fiecare va lua câte o bucățică de la cei care, în mod normal, atrag cele mai multe voturi. Dar bucăți semnificative, credeți dumneavoastră? Păi ne spun sondajele. Un 7% Diaconu, un 8% Paleologu, un 13-14 Barna. Deci undeva pleacă niște voturi, dar ele se vor întoarce și acum depinde foarte tare de modul se vor reîmpărți, se vor reîmpărți aceste voturi în turul 2. Acolo va fi bătălia. Păi bineînțeles că acolo va fi și pentru asta ne pregătim și încercăm prin toate mijloacele pe care legea le permite în cadrul campaniei electorale să aducem în mintea și în sufletul oamenilor care vor vota în turul 2 că există diferențe uriașe între promisiuni și realizări în ceea ce îl privește pe candidatul care dorește al doilea mandat și să nu uităm că asta e o chestie care chiar e interesantă, a observat-o cineva care s-a uitat mai atent la programul de la vremea respectivă a lui Klaus Iohannis din 2014, care se chema România lucrului bine făcut și care avea o proiecție pe 10 ani. Acum l-a oprit la 5, a uitat că era pe 10 și vine cu ăsta alt acum cu pentru o Românie normală, ca să nu zicem inițialele acestui program. Bun, dar cu ce vine candidatul dumneavoastră? Păi candidatul nostru vine cu ceea ce ar trebui să fie, pentru că să nu uităm un lucru foarte important. Președintele are atribuții limitate în România și poate că la o viitoare modificare în Constituție să alegem totuși odată între un fel și alt fel, pentru că numai noi suntem între. Ori e președinte șeful guvernului, ori e președinte ales de Parlament cu rol reprezentativ. Republică parlamentară, ori prezidențială. Ori prezidențial. Da? Noi suntem acum pe a treia cale așa inventată greșit la momentul respectiv de părinții Constituției României post-decembriste și suntem în situația în care avem cel mai reprezentativ om politic al României, pentru că e ales de toți cei cu drept de vot din România, dar odată ajungi la serviciu, el nu are toate pârghile necesare să influențeze societatea așa cum și-au dorit cei care l-au ales. Și atunci îți trebuie niște calități care să te facă să duci țara înainte și prima calitate este colaborarea cu guvernul, indiferent de ce culoare e. Pentru că dacă ești într-o logică electorală permanentă, nu vei face decât să împiedici guvernarea și s-a întâmplat chiar și în cadrul, în momentele în care am avut același partid și la Cotroceni și la Palatul Victoria, cum a fost cazul cu Adrian Năstase și Ion Iliescu. Au fost și atunci deranjuri. Să nu mai vorbim de Băsescu cu Tăricianu. Dar nu este totuși democratic. Și atunci trebuie cineva care să fie echilibrat, cum se numește el, să își poată exprima nemulțumirile în ceea ce privește un guvern sau altul? Să poată, dar să dai mâna... Constituțional, desigur. Arată-ți toate nemulțumirile. Participă la ședințele de guvern, participă la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii. Du-te, bate planeta asta. Că de-aia ești titularul politicii externe României. Noi am reușit să obținem nimic cu șeful diplomației de la Cotroceni. Polonezii s-au întors fără vize din America, noi ne-am întors, cum bine știm, cu o șepcuță. Bulgarii s-au întors de la Bruxelles cu renunțarea la MCV pentru ei și noi ne-am întors cu un raport pe MCV înfiorător, totul făcut pe un lobby antinatural al politicienilor români. Te duci în Parlament, în Comisia Europeană, peste tot și spui țineți, mențineți MCV-ul pe România, că e niște hoze. Bulgarii au tăcut, n-au spus o vorbă despre chestia asta. Ei și închid 70.000 de dosare pe an. Nu există oare corupție în Bulgaria? Bulgaria are 12 din 15 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii politici puși de Parlament. Noi nu avem niciunul pus de Parlament, avem 2 din societatea civilă, restul procurori, judecători. Și noi avem o problemă cu justiția. Pentru că se ia la kilogram. Dom'le, dar n-ați mai făcut 7.583 de arestări. Păi dacă n-am mai avut pe cine să arestăm? De ce facem secția de investigare a infracțiunilor în justiție? Păi nu strigă toată lumea ca magistratul să fie ținut responsabil dacă greșește? E mai bine să-l caute DNA-ul decât o secție specială făcută din magistrați care înțeleg fenomenul?
Pentru că până la această înființare a secției speciale... Secția asta a devenit așa un fel de sperietoare. Nu, a devenit o miză politică. Pentru magistrați. A devenit o miză politică, s-a dat tema electoratului. Măi, electorat dur al meu, eu am o problemă cu ciuma roșie că strică justiția. Noi o să desfințăm, cum se cheamă, exemplu clar de încălcare a justiției din partea Partidului Social Democrat este secția de investigare. Noi o să desfințăm. Electoratul ia tema și o transformă într-o miză electorală. Bun, dar pornim de la premiza că magistratul este acel cetățean nepătat, pentru că... Păi toți oamenii sunt nepătați până la proba contrarie, dar dacă... Pentru că este pus în funcția aia să-i judece, să-i ancheteze pe cei care încalcă legea și înființând o astfel de secție, deja... planează oarece suspiciuni. Păi nu. Unde-i curățenia aia, magistratului? Păi nu, magistratul este independent, inamovibil, este foarte bine plătit. Îmi doresc din suflet să avem justiția care trebuie, că este exact ca la fotbal. Dacă încerci să câștigi campionatul cumpărând arbitrii, ai distrus și campionatul și echipele. La noi la fel este. Dacă vrei să strici o țară, îi strici justiția. Eu îmi doresc din tot sufletul să avem cea mai performantă justiție. Dar pentru asta, în contextul în care există magistrați cu probleme, cu sentințe, cu probleme, trebuie cineva să îi caute de cinste, ca să zic așa, și să aplice măsurile necesare. Până acum o făcea DNA-ul. Cum e să facă DNA-ul 4.000 de dosare magistraților și să nu le trimită în instanțe, și să-i șantajeze, după cum au spus oameni mai bine informați ca mine, pe magistrați să vireze într-o parte sau în alta, având acele dosare de DNA. Nu e mai bine să ai o secție specializată în așa ceva? Așadar să nu mai fie băgați de-a valma funcționarii, păi exact, alți funcționari cu magistrați, lumea. Da? Avem asta, toată lumea e fericită. Că-s prea multe competențe acolo, cum spunea și Ana Birce, al că nu ar fi, se poate peria chestia. Dar ce exemplu nu era secția în sine, ci modul cum un produs al democrației românești, pentru că secția aia s-a înființat, prin votul aleșilor poporului. N-a dat unul cu ciocănelul într-o masă, ei să o facem. O instituție a statului român este transformată în miză electorală și oamenii pe stradă să ceartă pro și contra secției de investigare, secției speciale, fără să știe ce e. Păi, da, și fără să-i privească direct. Și fără să-i privească direct. Vreți să desființați. Da. Întotdeauna... când ai rupt o societate în două, îi pui mize de astea pe care se încaiere peste tot. Eu îmi doresc să văd un președinte și un premier care, chiar dacă nu se înțeleg, să-și dea mâna și să stea la masă să vorbească. O vedeți pe doamna Dăncilă în postura asta de președinte conciliant, chiar dacă nu-i convin anumite lucruri? Nici nu trebuie să fie neapărat conciliant. Eu am văzut-o pe doamna Dăncilă în perioada de când este prim-ministru. A crescut foarte mult ca un politic... în politica românească, vorbește cu absolut toată lumea, are timp să asculte pe toată lumea, când e nevoie să ia o decizie, e fermă, că nu trebuie să fii conciliant la nesfârșit așa, adică mai... trebuie să iei și măsuri mai dure. Deci cred, cu experiența și de la Bruxelles și cu experiența pe care i-a dat opoziția de acum, plus că lucrurile au mers bine dincolo de tot ce se spune pe invers în media, o cred... în stare să fie un președinte bun. Poate nu cel mai bun. Dar dacă societatea românească și modul în care am construit noi clasa politică de 30 de ani a livrat acești candidați, eu zic că al meu e mai bun. Și am și argumente pentru asta. Este România pregătită pentru un președinte femeie? Nu cred că mai avem probleme de genul sexului în orice. Adică avem șefi la companii femei, sunt o grămadă de bărbați care lucrează cu șef femei, nu cred că mai avem acest macho-ism. Iată că în Statele Unite n-a răzbit o femeie, deși da, s-a străduit. A răzbit un președinte de culoare. Vă așteptați vreodată? La... știți engleză? Da, au avut americanii de ales între știți un pic de engleză? Știți, nu? Puțin. Că era o întrebare. Is God black? Și răspunsul era yes, she is. Da. Deci e Dumnezeu negru? Da, ea este. Deci lucrurile am, cred că și în România, unde suntem o țară mult mai tradiționalistă și mai înfiptă în rădăcini, cred că diferențele astea de sexe nu se mai întâmplă în funduri de țară să
se păstreze o abordare antică a relației bărbat-femeie, dar în marea parte a României nu. Nu avem de ce să avem emoții. E un om. Da. Iar semnalele din teritoriu, acolo unde domnia sa merge în vizită, care începem sunt? Noi bărbații să fim un pic minoritari, pentru că sunt întâlnirile parlamentarelor femei, întâlnirile miniștrilor femei. Bă, dar acum suntem noi discriminați? Petrecere de o martie, da? Exact. Ar trebui să ne facem și noi mici grupuri de păstrare a identității masculine. Da, o discriminare pozitivă, nu? Da. Să revenim la mersul lucrurilor în organizația de la Buzău a Partidului Social Democrat. V-ați stabilit, sunt convins, niște ținte pentru aceste alegeri. Este obiectivul partidului stabilit la nivel central, însă și dumneavoastră aici în teritoriu aveți, nu știu, vorbiți despre alte procente, bănuiesc. Nu vreau să emit procente acum, vă spun doar că ne dorim să fim pe locul 1 pe țară, pentru că avem toate resursele necesare să reușim acest lucru, locul 1 din toate organizațiile PSD județene. Am fost pe 3, am fost pe 6 în condițiile cele mai grele la europarlamentare, am ieșit pe locul 6. Nu văd de ce n-am putea să facem. Avem o echipă la nivelul județului și orașului extraordinar de unită și de bună și este meritul integral al lui Marcel Ciolacu și aici nu fac niciun fel de periaj la șef, ci pur și simplu faptul că este un tip tânăr, un tip cu caracter, a adus în jurul lui oameni de calitate și a făcut pentru Buzău ce n-a mai făcut nimeni, cel puțin post-decembrist, chiar nimeni. Avem o echipă de parlamentari unită, cum nu cred că a fost vreodată, care n-a patinat, nu au existat, chiar dacă au existat negocieri sau solicitări de negocieri, au fost refuzate din stat, apropo de moțiune și așa mai departe. Și iată că Buzău continuă să-i aibă pe toți cei 7 parlamentari în PSD, nu cum sunt alte organizații care se uită la foștilor colegi în vitrina la Pro-România. Avem un primar extraordinar de destoinic și numai răuvoitorii nu văd transformarea fantastică a acestui oraș și a abordării administrației noastre. Sigur că nu poți să le faci pe toate peste noapte, dar să moștenești 53 de străzi, am înțeles, de pământ și să nu mai fie niciuna astăzi, să faci locuri de joacă, platforme îngropate de gunoi, să schimbi urbisul, să ai stație de asfalt care poate vinde și poate produce profit pentru societate, extraordinar de important ca să poți să susții celelalte proiecte, să ai transportul asigurat pentru comunele limitrofe. Sunt lucruri pe care Toma Constantin, cu energia lui fantastică, de om care muncește 14 ore pe zi, le-a făcut, plus, cum să spun eu, tușa asta patriotică pe care o dă buzoienilor și care văd că prinde. Calea eroilor, cimitirul eroilor. Calea eroilor, da? Manifestările dedicate centenarului, manifestările dedicate lui Marghiloman. Asta e foarte important. Nu poți să ții societatea unită dacă nu îi dai și un fir care să lege la nivel de suflete. Și Constantin Toma lucrează și acolo. A reușit să informatizeze, să facă acest catalog electronic în toate școlile din Buzău. Nu știu câți mai sunt. Adică nu ratează niciun domeniu al vieții cetății, ca să spun așa. Și l-a precis la absolut pe Constantin Toma. Un județ să mișcă lucrurile. Sunt bani, deci suntem ok. Poziția lui Marcel Ciolacu, poziția actuală de președinte al Camerei Deputaților, este un plus pentru organizația dumneavoastră? Simțiți așa vreun ajutor venit din... Cred că e aceeași întrebare când ai un comisar european. Ești în primul rând mândru că l-ai pe al tău acolo, dar el acum este al treilea om al statului român, nu al statului Buzău. E sigur că are naturală o aplecare spre județul Buzău și prin poziția pe care a avut-o de vicepremier în guvernul Tudose și prin celelalte poziții, plus împreună cu ceilalți parlamentari, am reușit să facem acești bani în Buzău. Dar poziția pe care o ocupă acum este o poziție de înaltă demnitate în statul român și trebuie să se ocupe de absolut tot ce intră în atribuțiile unui președinte de cameră. Da, apropo de buzoieni, se tot vehiculează liste cu viitorul guvern Orban. Avem doi, înțeleg. Da, vedem și noi. Mă rog, lucrurile se schimbă de la o oră la alta.
ultima listă conținea numele a doi buzoieni. Cătălin Predoiu și Cristina Romanescu. Da, la justiție, respectiv la tineret și sport. Onorant pentru noi ca județ. Dumneavoastră... Suntem prieteni vechi cu toții. Și vă spun un lucru. Aș fi ne la locul meu să nu urez succesul unui guvern al României. Că am dubiile mele și sunt convins că prin comparație guvernul PSD se va fi dovedit mult mai competent, asta e altceva. Dar dacă vor reuși să-și treacă această echipă prin Parlament, în secunda în care vor fi investiți, vor porni cu urările noastre de succes. Pentru că succesul nu e al lor, e succesul României. Nu cred că vor avea, sincer, dar asta nu înseamnă că nu le dorim să le meargă guvernarea. Veți participa la vot? La primul nu cred. Adică asta e decizia politică, să nu intrăm în sală, să vedem dacă au vorum. Adică dacă atâta timp cât ai avut 238 de voturi să pici guvernul Dăncilă, ar trebui să ai măcar 233 de oameni în sală care să-ți voteze guvernul. După chestia asta, în care le vom arăta și își vor arăta singuri ce sunt în stare, o să vedem ce decizii luăm. Poate ajungem, pentru că până la urmă nu putem ține țara în criză la nesfârșit. Și poate se va lua decizia politică să votăm ca partid guvernul Orban și să-și facă de treabă, pentru că nu putem sta în interimatul și în nesiguranța asta permanent. Dar s-au vehiculat tot felul de scenarii în ceea ce privește soarta guvernului, ce se va întâmpla dacă nu va trece guvernul. Sunt patru opțiuni. Prima opțiune este să pice doi prim-ministri. Asta înseamnă să nu fie votați, să fie respinși la vot, nu să nu fie quorum. Că am dacă înțeles. La prima chestie nu se strâng 233 de oameni în sală, să mai votează o dată și încă o dată și încă o dată până să strâng oameni. Prima chestie, pică doi prim-ministri, să merge la alegeri anticipate. No way. PSD-ul nu dorește alegeri anticipate în acest moment și este, cum să spun eu, ar fi culmea să-mi doresc atunci când sunt foarte jos în sondaje. De asta și-și doresc ei acum alegeri anticipate, pentru că simt că sunt undeva mai sus și vor înainte de termen să... Dar anticipatele astea, cât de anticipate pot fi? Pentru pot că fi odată cu... Nu, păi stați o secundă, că poza... Anul viitor, în toamnă, sunt alegerile generale... Poza ponderilor, rezultate din sondaje, se schimbă de la minut la minut. Ei nu pot și nimeni nu poate organiza alegeri anticipate, chiar dacă va fi să vrem, mai devreme de aprilie, probabil. Aprilie, mai, poate o dată... Perioada în care sunt alegerile locale. Exact, să le facem împreună. Ei, până atunci s-ar putea să aibă surpriza ca PSD-ul să fie înapoi la 35-40%. Ei forțează alegerile anticipate, cel puțin în teorie, acum, pentru că PNL-ul e la 32, zic ei, 34 față de 20 cât au câștigat, USR-ul este la 27 față de 9 sau 10 cât au avut și atunci normal să spun, hai domnule la vot repede, hai repede la vot să sări și eu din 10 în 20, să sări și eu din 20 în 30. Și având previziunile astea de creștere a Partidului Social Democrat până în primăvară, când ar putea fi ipotetic organizate alegeri anticipate, de ce vă sperie dacă nu estimați așa o creștere? Stau și analizez. Nu mă duc cu capul înainte, da, domnule, sunt de acord, hai la anticipat. Da, vedem. Oricum nu se poate acum. Deci asta este un caz cu anticipat. Al doilea caz este ca noi să intrăm, să nu participăm la vot, după care să decidem să votăm împotriva guvernului. Atunci vor trebui ca ceilalți să aibă suficiente voturi. Și așteptăm al doilea prim-ministru. Al doilea caz este că îl votăm pe Orban după chestia asta cu neprezentarea. Și al treilea caz, eu nu cred că este de făcut, dar este foarte posibil, este să putem construi iarăși PSD-ul o majoritate. Dacă PSD-ul atâta timp... singur sau aveți în vedere noi alianțe? Păi nu, cu alianțe singur nu. Pentru că tocmai ați ieșit dintr-o alianță. Este da? O chestiune pur teoretică. Deci pur teoretic poate și PSD-ul să preia leadership-ul unei noi coaliții care să propună un prim-ministru. Nu cred că domnul Iohannis va mai da un prim-ministru PSD-ului. Dacă vom avea președintele cum ne dorim după 24 noiembrie, atunci ne gândim ce face. Dar din punctul meu de vedere, nu se vor întâmpla anticipatele, că nu e cum. Da.
Și revenind la alegerile prezidențiale, puțin pe partea asta tehnică aș vrea să discutăm și să-mi spuneți dacă votul din străinătate, votul electronic prin corespondență va influența în vreun fel, nu știu, rezultatul sau bunul mers al alegerilor. Ăla este votul. Votul nostru plus votul românilor din afara granițelor. Cetățeni români. Vă întreb pentru că știm că am asistat la acele cozi, la alegeri prezidențiale, la europarlamentare. Am văzut, da? Noi am fost suficient de, nu știu cum să zic, nepregătiți, încât să picăm în această plasă a subdimensionării numărului de secții de vot din străinătate, astfel încât să se creeze cozi, să se creeze emoție, să se creeze turbulență în România. Cei de acolo să-și sune părinții, bă, nu mai votați cu ăștia, că uite, ne opresc să votăm și așa mai departe. Și să pierdem, nu știu, vreo 3 rânduri de alegeri din cauza unei emoții pe care o puteam tăia de la rădăcină foarte repede, cum am făcut acum cu legea asta nouă. Sunt de 3 ori mai multe secții de votare, sunt 3 zile de vot. Votați, nene, dacă vreți. Civilizat, da? Civilizat. Mie iarăși că nu votăm 2 zile și votăm doar în a treia. Sunt 3 secții, mergem toți într-una și o să mai încerce să mai creeze tipul ăsta de emoții, dar nu se mai poate, va suna fals. Ai 3 zile să votezi. Ai avut luni de zile prin care să te înscrii la votul prin corespondență. Ai avut luni de zile să te înscrii pe listele de vot pentru alegerile prezidențiale și nu știu dacă s-au făcut 1 milion de oameni până acum. Deci este luați toate posibilitățile să votați, dacă nu vreți. Nu va mai fi problema guvernului PSD. Voturile astea vor fi ele securizate? Presupun că ați vorbit cu cei de la EP. Votul electronic este foarte greu de pus în practică, din ce înțeleg, nici măcar americanii nu-l au. Adică nu-l are nimeni, în afară de Estonia, pentru că se poate sparge foarte ușor și se pot influența lucrurile violent cu un hacker priceput. În rest, votul pe corespondență sunt sigilate, totul e ok, să ajung, se trimit la secția respectivă, se numără acolo, e ca la orice alt vot. Sigur, nouă ne mai trebuie un pic de voință politică, pentru că, de exemplu, prin calitatea mea de președinte a delegației Parlamentului României la OSCE, am fost să monitorizăm alegerile din Statele Unite. O minune de alegeri. Se face campanie până în ziua votului și până în poarta secției de votare. Adică bannerele sunt puse acolo. Există cortulețe cu reprezentanții diversilor candidați. Bine, la ei, fiind și diferența de fus orar, votează la diferențe mari. Mă rog, e altă chestie, dar eu vă spun lucrurile pe care noi, de care noi fugim. Domnule, s-a închis, gata, nu se mai face campanie de sâmbătă dimineață la ora 7. Ăștia stau acolo. Ce poți să influențezi? După care, dacă nu ești sigur cum vei cum trebuie completat buletinul de vot, îți dă reprezentantul alesului pe care se presupune că tu vrei să tu te duci la cortulețul lui Vasile. Bun, deci e asistență, da. Un fel de asistență electorală. Da, eu mă duc la cortul cu candidatul Dăncilă și mi se dă un buletin de vot de altă culoare decât buletinul oficial cu bifa pusă pe Dăncilă, ca eu să intru cu ăla înăuntru să nu greșesc. Păi la noi ar fi scandalul de pe lume, după care bifez pe buletinul. Da, nu cred că suntem noi pregătiți pentru un asemenea sistem. Păi da, ce e așa complicat? Și lucru cel mai simplu pe care putem să facem oricum bine, nu învățăm oamenii să voteze, da? Dar există niște mașini de vot în care se introduce buletinul de vot, se scanează automat, intră înăuntru și devine sigilat, nu se mai poate umbla la el, și la sfârșitul zilei de vot, după 2 minute se apasă un buton și iese rezultatul votului. Și alea dinăuntru stau, din funcție de alegeri, 3 ani sau 5 ani sigilate și se poate fi numărate și manual. Ce ne ia și nouă să cumpărăm niște mașini din astea? Că loteria tot are o grămadă de mașini și a fost și 1 milion de scandaluri. Da. Luăm mașinuțe din astea și terminăm, închidem votul fără contestații în 5 minute după ce se închide secția. Domnule senator, iată că am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studio. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Până la întâlnirea noastră viitoare, vă spun la revedere. Avem un președinte
un președinte în funcție care a sacrificat românii din ambiția unui nou mandat. Avem datoria pentru oameni și pentru țară să înlăturăm acest personaj dispus să facă rău propriului popor. Pentru interesul lui, pentru a mai confisca încă 5 ani din viitorul României.